Bună ziua, doamna prefect, sper că vă simțiți mai bine. Deci, sunt bine. Mulțumesc că mi-ați răspuns. Ce vreau să vă spun este că am aflat din presă, tot din presă, de pozitivarea celui de-al treilea caz. Am sunat, poate știți că vineri, Ministerul Educației împreună cu Ministerul Sănătății au schimbat regula jocului și au trimis o procedură la ambele instituții, și la DSP și la noi și probabil și la dumneavoastră, prin care spune că suntem noi, DSP-ul respectiv, inspectoratul școlar, în situația de a decide dacă se suspendă sau nu cursurile. Părinții mă asaltează... Păi da, cu aviz dumneavoastră veniți și propuneți comitetului județean pentru nu mai scrie că uitați exact să spună. Este procedura. Da, dar cea scurtă. Am vorbit cu domnul ministru Arafat, am vorbit cu domnul ministru Vela. Luni o să facem din nou comitet județean pentru situații de urgență și o să suspendăm cursurile la liceul respectiv pentru 14 zile. Deci, doamna prefect, eu pentru că m-au făcut direct responsabilă... Da, sunt deja cursurile, că făceam alt comitet județean, dar pentru că așa este. Nu are rost corect. Să fac astăzi, pentru că luni, marți și miercuri, am înțeles. Cursurile sunt suspendate. Luni dimineața la ora 9 convocăm comitetul județean și dăm suspendare, hotărâre de suspendare pentru 14 zile, începând de luni. Eu am să vă rog numai un pic să mă ascultați. Fetița care s-a îmbolnăvit acum, îmi spunea doamna director de la DSP, că nu se încadrează nici unul din... semnalele, și că este atipic. Pur și simplu putea să-l ia numai prin faptul că s-a plimbat prin școală din aer. Părinții sunt disperați, doamna prefect. Școlile sunt disperate. Nu găsim materiale de igienizare, să ne mai igienizăm clasele. Cei contacții s-au plimbat și spunea doamna director de la Victor Babeș că putea pur și simplu să fie pozitiv mult înainte de a fi investigat și depistat de noi pozitiv. Dar acum, doamnă, fata asta putea să fie pozitivă și din alt mediu, nu numai de la școală. Da, putea și de la școală. Înțeleg că e dintr-o familie dintr-o familie de romi. Eu am mari suspiciuni asupra faptului că aceste familii nu se cunoșteau cumva între ele și că nu s-au văzut și în alte... Deci chiar nu contează că fac parte din familii de romi. Suspicionăm acum nimic. Ideea este că școala se va închide 14 zile. Eu o să vă propun să închidem toate școlile. La toți elevii și părinții din acea școală să-i țină pe copii acasă, în izolare, la domiciliu, chiar dacă nu sunt suspecți și nu au nicio problemă, adică în izolare. Să stea acasă, că este cel mai bine în această perioadă de 14 zile, dacă toți sunt liberi, să nu bântuie, ci să stea acasă, că de aceea li se dă 14 zile pentru a preveni acest contact cu alte persoane. Doamna prefect, având în vedere că acești copii, într-adevăr, se vindecă cel mai repede că sunt copii, dar ei pot răspândi cu maximă ușurință acest virus. Se poate întâmpla într-o săptămână să nu mai controlăm nimic la nivel de județ. Vă rog să acceptați să suspendăm în toate școlile din județ până se liniștesc. Discutăm luni în ședința de comitet județean pentru situații de urgență. Deci eu am să fac o adresă. Eu nu pot să-mi asum așa ceva singură și vă spun de ce. Păi haideți, convocați azi sau mâine. Ascultați-mă și pe mine, dar vă rog să mă ascultați și pe mine. Păi până acum tot pe noastră v-am ascultat. Dar mie mi se pare că exact invers se întâmplă. Nici măcar nu m-ați lăsat să vorbesc, noastră mi-ați povestit. Haideți să vă spun de ce. Pentru că s-a discutat foarte mult vineri pe acest subiect. Că de asta m-am și îmbolnăvit. Că atât am discutat pe acest subiect, de-am înnebunit. Că eu nu am nicio certitudine că aceste 14 zile copiii vor sta acasă. În aceste 14 zile, acești copii sunt mai controlabili în mediul școlar decât să umble pe la mall, pe la cinematografe, pe nu știu unde și să contamineze mult mai multă lume dacă, Doamne ferește, e ceva. Dumneavoastră aveți certitudine, am oferit vreo garanție că dacă închidem școlile din Timișoara 14 zile, toți acești copii din toate școlile din Timișoara vor sta acasă, izolați la domiciliu? Dacă dumneavoastră îmi dați această garanție, eu sunt de acord cu propunerea dumneavoastră, dar dați-mi această garanție. Păi trebuie să mă lăsați acum să vorbesc, vă cer permisiunea să vorbesc.
Deci nu avem această garanție. Ați spus vineri în Comitetul pentru Situații de Urgență că suspicionați lucruri pe care le-ați descris acum. Eu vă spun însă că părinții sunt conștienți de gravitate și speriați și că sunt convinsă că îi vor proteja mai bine decât îi protejăm noi în mediul școlar, unde ei sunt expuși, și că nu este firesc să localizăm acest virus prin faptul că știm că el poate debuta într-o școală sau în altă școală, numai pentru că ne este teamă să nu ducă acești copii virusul mai departe spre adulți. Deci cred că este important, pe isteria creată la acest moment, să protejăm. Nu spre adulți, vor să o ducă spre alți copii, pentru că se vor întâlni între ei prieteni de la diverse școli, da, la diverse, la cluburi, la cafenele. Dar și acum se întâlnesc. Dar, doamna prefect, și acum se întâlnesc. Mai tare de la o școală la alta acest virus, pentru că acești copii, dumneavoastră aveți copii, eu nu cred că vă puteți controla copilul să stea închis în casă 14 zile. Dacă dumneavoastră îmi garantați că toți părinții din Timișoara poate stea acasă, părinții pleacă la servici, copiii rămân acasă, ei se simt bine, n-au nicio simptomatologie, nu vor sta închiși în casă. Vor pleca la prieteni, își vor lua prietenii și vor pleca în cafenele, prietenii de la diverse licee, nu de la colegii lor de la același liceu, se vor duce la cinema, se vor duce la mall. Garantați-mi dumneavoastră că dacă închid școlile, acești copii vor sta închiși în casă. Doamna prefect, eu nu pot să vă garantez lucrul acesta. Ce pot să spun este că la acest moment nu e normal ce se întâmplă. Nu avem soluții de dezinfectare, că nu mai găsim. Sunt toate supermarketurile goale. Sunt toate... Să pot o solicitare către primăria Timișoara să vă ajute în acest sens cu școlile din Timișoara. Dar ce să facă, doamna prefect? Să dea produse? Au dumnealor pe stoc produse? Că eu am făcut solicitare spre agenții economici. Da, doamnă, nu se găsesc de cumpărat. Noi avem banii acum, că am făcut tot ce a ținut de noi. Nu mai găsim să le cumpărăm. Deci așa s-au epuizat stocurile. Copiii, repet, copiii intră și acum, în acest moment, ei fac ce spuneți dumneavoastră că vor face după. Cel puțin vor fi mai conștienți părinții lor și mai speriați ei de gravitatea situației și vor înțelege mai bine. Ei și acum sunt în cluburi, dacă trebuie să meargă. Ei și acum merg în cinema și acum se plimbă prin mall. Deci noi, nu ținându-i la școală, nu am oprit doar în școală contactul, că ei merg mai departe după amiaza și la sfârșit de săptămână, exact unde ziceți dumneavoastră că vor merge în momentul în care noi vom închide aceste școli. Mie mi se pare incorrect că ne-au pus în spatele DSP-ului și a inspectoratului școlar această decizie. Nu scrie pe protocol, cel puțin nu mi-amintesc, că trebuie dus înspre Comitetul Județean de Situații de Urgență, ci pur și simplu spune la că cele două instituții propun acest lucru. Poate de aici se deduce, dar v-aș ruga mult... Da. Cele două instituții propun către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și Comitetul Județean ia hotărâre. Și atunci... Județean pentru Situații de Urgență. Și s-ar putea să-l convocați mai repede de luni sau nu? Credeți că cel mai bine e luni? Eu pot să-l convoc și de seară. Pentru mine nu este o problemă. O să mă sfătuiesc cu domnul Arafat pe acest subiect și cu domnul ministru Vela și o să putem să convocăm comitetul și mâine la prânz și mâine seară și în seara asta și la noapte la 1, dacă vreau să-l convoc, îl convoc și noapte sunteți obligați să veniți. Dacă situație de urgență, pot să-l convoc la orice oră din zi și din noapte. Bun, am înțeles. Aștept atunci de la dumneavoastră un semn. Bine, și pregătită. Iar pe această... Pregătiți-vă toate materialele cu care să veniți. Iar pe această, repet, pe această procedură, nu știu, care cumva... Uitați-vă, citiți-o. Doamne, nu. Doamne, o să vă rog frumos, o să vă rog frumos să nu fiți ironică. Eu mă concentrez destul de bine. Citesc tot ce trebuie să citesc. Deci mie mi se pare că facem o chestie între noi două care, sincer, n-are nicio legătură acum cu situația. Noi ar trebui să fim de aceeași baricadă a copiilor. Ați început cu toată nebunia asta. De ce am început eu? Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ne-a atras atenția că sunteți puțin exagerată și urlat și tipat și vorbiți non-stop. Aș vrea să fiți mai concentrată pe și eu v-am spus dumneavoastră la fel. Deci mie... Doamna, pentru că nu cred că este cazul să faceți o
cu cât s-a isterizat mai tare, cu atât. Dar dumneavoastră vi se pare că eu sunt isterizată? Deci mie mi se pare că dumneavoastră. Să dați o vadă de calm și de stăpânire de sine și vom rezolva lucrurile, credeți-mă. Doamna prefect. Faptul că vă isterizați nu ajută. O să vă rog să nu... Nici pe directorii de școli, nici pe grupul pe deci... care dumneavoastră îl coordonați în mediul școlar. Bine? Deci, o să vă rog frumos să nu mă... Deci nu mă lăsați să vorbesc deloc și ați spus... Și veniți cu niște propuneri și credeți-mă că o să le analizăm și o să ne gândim. Ați spus până că eu nu vă las să vorbesc pe dumneavoastră. Să convocăm Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și să luăm o decizie în acest sens. Deci eu m-ați acuzat de faptul că mă isterizez. Deci vă rog frumos să aveți grijă cum vorbiți, pentru că eu nu v-am spus dumneavoastră că vă isterizați. V-am bine, spus... doamna inspector, nu pot să mai vorbesc acum, că sunt oricum în niște discuții. Păi atunci exact, am să vă rog frumos, am să le cer... Care m-ați sunat și dumneavoastră. Am înțeles. Am să le cer colegilor de la Comitetul pentru Situații de Urgență... Da,